Se pare slabă reacția Statelor Unite ale Americii sau sub așteptări mai degrabă? Eu cred că a fost o conjunctură nefericită. În momentul acesta, din punctul meu de vedere, reacția pe care leadership-ul american a luat-o a fost una slabă, foarte slabă. Mă așteptam să fie o reacție mult mai dură. Am avut întâlniri la cel mai înalt nivel în America, în decembrie, când deja au început să precipite lucrurile. Am avut întâlniri cu un alt oficial, nu o să-i dau poziția și numele, a Departamentului de Stat, chiar aici în România, și a avut într-o vizită fulger în 4 zile, a vizitat 7 țări și în România sa câteva ore și am avut o întâlnire lungă de vreo 2 ore jumate cu domnia sa. Și am spus următorul lucru. În al doilea război mondial, România a fost de partea câștigătoare. Și cu binecuvântarea marilor puteri am fost lăsați pe mâna rușilor. Da? Lucrul acesta nu vrem să se întâmple acum într-o negociere cu Rusia. În urmă cu un an și ceva, și îmi pare rău că n-am pus în scris atunci ceea ce le-am spus, am avut întâlniri în Congresul Senatului American, am avut întâlniri cu leadership-ul american, la ce mai înalt nivel. Și le spuneam atunci următoarea chestiune. Știu că este o preocupare pentru un declic a Chinei de Rusia. Da? China s-a apropiat destul de mult de Rusia. Și problema majoră în termen de securitate și în termen de geopolitică era următoarea. Rusia nu poate să fie o putere mondială, pentru că lipsește un ingredient și ăla este economia. Da? Tu nu poți să intri într-un război în care știi că peste o săptămână nu mai ai carburant pentru tancul. Se întâmplă, cum am văzut în poza de zilele trecute. Da? Și atunci tu ai nevoie de cineva care să aibă o forță economică. China o are. Da? Rusia, în schimb, are o capacități pe care China nu le are. Și anume, are o prezență în Europa, în America și în multe alte state din lume extraordinar de mare. Au cumpărat firme, au cumpărat proprietăți, au cumpărat trusuri de presă, au cumpărat foarte multe ONG-uri și think tank-uri care le fac jocul lor propagandistic. Și toată lumea s-a uitat. Toată lumea a stat, s-a uitat. Știm de prezența asta extrem de mare. Foarte multe țări chiar au acceptat-o și au promovat-o. Da? Și au reușit prin propaganda aceasta să creeze destabilizare. Adică să nu credeți că a fost Putin străin de ce s-a întâmplat în Catalania. Sau de ceea ce se întâmplă cu anumite marșuri de protest, da, în întreaga Europa și ca să arate spre degradarea europeană și a societății vestice. Adică tot acest joc propagandistic l-a alimentat, l-a sponsorizat, l-a susținut masiv și bineînțeles că această prezență rusească în acest joc european și transatlantic a fost una extrem de evidentă. China, în schimb, a fost banată, n-a intrat niciunde. Însă acest click Rusia-China ar fi dus, să zic așa, la un conglomerat extrem de, la o entitate extrem de puternică, care ar fi pus în pericol și economiile mondiale și în același timp și siguranța mondială. Iar politica nord-atlantică, pe de o parte, și vest-europeană, da? Ce să nu recunoaștem lucrul acesta, a fost, haide să dezlipim Rusia de China, în ideea de a-i izola pe chinezi și a-i lăsa singuri în jocul acesta strategic. Bună ideea, pe de o parte, economic vorbind, dar din punct de vedere strategic militar și din punct de vedere a siguranței internaționale, lucrul acesta a adus acest pericol la care îl avem astăzi. Rusul a acceptat acest joc, s-a apropiat de acești potențial parteneri și le-a sărit la gât. Foarte simplu, ca în golănies, dacă vreți și îmi permiteți termenul acesta. Deci, cred că această chestiune a fost o chestiune puțin gândită cap-coadă. A fost gândită până la un punct, fără ca mulți dintre aceștia care fac analize respective să gândească de fapt finalul. Da? Așa cum am văzut că nu s-a gândit finalul cu Afganistanul, așa cum vedem că nu s-a gândit finalul cu Irakul, așa cum vedem că nu s-a gândit finalul cu Siria și lista aceasta poate continua. Eu cred că atunci când intri într-o astfel de bătălie, trebuie gândit cap-coadă ce se întâmplă, pentru că altfel riști ca parte din apanajul acesta strategic să scape de sub control și în momentul respectiv să ajungi să ai o victorie amară sau să nu ai deloc o victorie.